prin a vă prezenta activitatea Comisiei de Verificare a Monumentelor, care continuă cu efecte pozitive asupra zonelor protejate și a zonelor de monumente istorice. De asemenea, vom reveni și la peștii cei mari, care au început să curețe abatorul, de exemplu, dar s-au oprit înainte de a începe reparațiile acoperișurilor. La începutul săptămânii viitoare vom avea o discuție telefonică cu cei de la Țiriac Holding. Ei au plătit amenda. Dar următorul pas este... Nu, dar într-o conferință ați lăudat că au început să cureze. Păi nu trebuia să-i lăudați. Probabil. Mie îmi place să fiu obiectiv. Și când un om face ceva care e corect, trebuie spus că a făcut un lucru corect. O să-i abordăm telefonic, pentru că următoarea măsură nu mai e amenda. E dosarul penal. Și pedepsele sunt de la 1 la 10 ani. Și vă rog să mă credeți că nu-i niciun fel de joacă în treaba asta. Ce mai au făcut? Eu cred ce cred eu, dar nu trebuie să fac public ce cred. Ceea ce spun public și susțin este că oamenii trebuie să repare acoperișurile, să aducă la forma inițială. Ce cred eu e mai puțin important, că vor să facă nu știu ce alte minuni. Deci avem un monument istoric care are doi proprietari. Cei doi proprietari trebuie să răspundă în egală măsură la solicitările pe care municipalitatea le face prin această comisie de anchetă.